Am revenit și în această seară alături de noi îl avem pe domnul Costel Grojdea, inspector șef ITM Iași. Bună seara și bine ați venit, domnule inspector. Bună seara, bine v-am găsit. Vă mulțumesc foarte mult că ați reușit să ajungeți la noi în această seară. Am mai povestit un pic pe larg despre ceea ce urmează să le transmitem și telespectatorilor noștri. O să începem așa pas cu pas, da, pentru a intra în pielea a ceea ce înseamnă ITM Iași, Inspectoratul Teritorial de Muncă. Așa cum bine am povestit și cunoaște majoritatea dintre noi, se împarte în două compartimente. Dar despre aceasta, mai pe larg și cu informații mai precise, o să veniți dumneavoastră. Aș vrea să vă spun pe scurt, pentru că ca și timpul este limitat, deci Inspectoratul Teritorial de Muncă ca și legea 108, înființarea Inspecției Muncii și a Inspectoratului Teritorial de Muncă, avem ca și compartimente principale, compartimentul Securitate, Sănătatea, Muncă și compartimentul Relațiilor de Muncă și evidența relațiilor de muncă. Și celelalte compartimente, Contabilitatea și Juridicul, ca și orice instituție publică. Absolut. Dacă este să luăm un pic treptat aceste două compartimente primordiale din cadrul instituției, să vorbim un pic despre tematicile de control ale acestora. Aș vrea doar să vă spun faptic ce am făcut până la finalul lunii noiembrie. Și aici mă refer la, să luăm primul compartiment, acele de relații de muncă, de fapt control, relații de muncă și munca la negru, unde cred că telespectatorii dumneavoastră vor fi interesați. Și aici, pe scurt, aș vrea să vă spun că inspectoratul a verificat doar pe relații de muncă 1650 de angajatori. Ca și sancțiuni au fost 586 de sancțiuni în valoare totală de 2.272.900 de lei și doar pe munca la negru au fost aproximativ 1.140.000 de lei. Au fost sancționați 20 de angajatori. Și iată, așadar, ajungem la o noțiune foarte importantă pe care aș dori cât de cât să o dezbatem, pentru că, așa cum ați spus, timpul nu ne permite, subiectul este foarte larg și informațiile sunt foarte multe. Să povestim un pic despre această muncă la negru. De ce nu este ea benefică? Care sunt obligațiile, mult spus și de o parte și de alta, că este muncă la negru, da? Automat nu este un lucru pozitiv. Munca la negru, după cum am mai spus-o în toate evenimentele care le-am avut publice, am spus că are un risc social în primul și în primul rând foarte mare. Ce înseamnă munca la negru? Înseamnă că muncim fără un contract de muncă, mai direct spus, unde riscurile privind partea socială sunt foarte mari. Mă refer la faptul că nu avem asigurări medicale, de exemplu. Da? O persoană care muncește la negru, neavând asigurări medicale, în momentul în care, eu știu, se întâmplă un eveniment și trebuie să ajungem la spital, în momentul ăla riscăm să nu ne fie decontate îngrijirile medicale. Vorbim de pensii, da? Trebuie să ne gândim, cei care acceptăm să muncim la negru, că nu mai putem beneficia de pensie sau să avem niște venituri după o anumită vârstă rezonabile. Nu mai vorbim de, și astea sunt doar riscuri sociale, da? Vorbim de indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului, care se calculează în funcție de venituri. Nu mai putem beneficia de șomaj. Deci o groază de lucruri pe care statul ne le acordă, nu mai putem beneficia de ele. Și totuși, din experiența dumneavoastră și din activitatea pe parcursul acestui an, mă gândesc că ați întâlnit foarte multe cazuri, da, unde ați văzut persoane care munceau la negru. Aproximativ acestea, față de anii precedenți, puteți spune că există o creștere sau mai mult au scăzut? Pot să vă spun că trendul este în scădere, pentru că au început, eu știu, oamenii să priceapă și să se conștientizeze ceea ce se întâmplă, dar, din păcate, ca și fenomen, el există și încercăm, prin toate mijloacele pe care le avem ca și instituție, să conștientizăm în primul și în primul rând oamenii că nu e ok să muncim la negru. Trebuie să ne dăm seama, în momentul în care, eu știu, mergem la un angajator și angajatorul nou ne spune
știți, vreau să dați o probă, ok, o probă pot să o dau într-un anumit timp. Eu știu maxim o oră, două, să vadă dacă am abilitățile pentru postul respectiv. Dar asta nu înseamnă că o probă înseamnă o săptămână sau, eu știu, o lună. Două, trei. Sau o lună. Să știți că au fost și cazuri în care au spus că, știți, sunt în probă de o lună de zile. Trebuie să înțelegem că angajatorul poate, conform contractului de muncă, să-mi specifice perioada de probă. În contractul de muncă, dacă este un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, perioada de probă poate să fie până la 90 de zile. Maximum. Dar ele se specifică în contractul de muncă. În momentul în care, și atunci angajatorul poate să-mi înceteze contractul de muncă în urma unei decizii de încetare. Dar nu acceptăm ca să muncim și să ne se spună că sunt în probă. Pentru că proba ea trebuie să fie urmată de un contract de muncă. Contractul de muncă se semnează, se transmite în programul de evidență a relațiilor a contractelor de muncă cu minim 24 de ore înainte de a începe munca. Deci trebuie să înțelegem că au fost cazuri în care am identificat persoane care au spus, știți, trebuie astăzi a venit prima zi. Deși el în fișă spune că lucrează de două săptămâni. Deci el nu trebuie să lucreze dacă nu a semnat un contract de muncă. Bun, și acum să vedem pe partea cealaltă, în calitate de inspector șef ITM. Dacă dumneavoastră, practic vorbind, dar să dăm un exemplu pentru telespectator, ajungeți într-o locație, da, în care un angajator sau un angajat lucrează la negru. Care sunt sancțiunile pe care sau ce activități întreprindeți pe moment în acea situație? Angajatorul care nu a încheiat un contract de muncă unui angajat, sancțiunea este de 20.000 de lei per persoană identificată fără a avea o formă de angajare, maxim 200.000 de lei, și aș vrea să mai adăugăm și angajatul sau acea persoană care prestează acea muncă fără forme legale poate fi sancționată de la 500 până la 1.000 de lei. De foarte multe ori, după cum vă spuneam, angajatorii motivează că, eu știu, nu i-a făcut contract de muncă pentru că era în perioada de probă sau că angajații, eu știu, merg, angajații nu vor să semneze un contract de muncă și atunci Inspectoratul Teritorial de Muncă poate sancționa inclusiv și angajații. O să vorbim și o să dezbatem un pic despre aceste două terțe, două părți terțe un pic mai târziu. Legat de această muncă la negru, un concept care este mai puțin cunoscut de către persoane este și munca la gri. Munca subdeclarată, denumită munca la gri sau, după cum am numit-o noi mai popular pe înțelesul oamenilor, munca la acei bani la plic. Este un, să spunem, o activitate pe care Inspectoratul Teritorial de Muncă este prevăzută, de fapt, în Codul Muncii de anul trecut, a fost modificat, în sensul în care o persoană, un angajator, poate fi sancționat în contextul în care în contractul de muncă a unui angajat este o sumă și, de fapt, el primește altă sumă. Bun, dacă îmi permiteți să vă întrerup, cum poate un inspector de la Inspectoratul Teritorial de Muncă să justifice faptul că angajatorul oferă o altă sumă de bani, de fapt, în plic, așa cum bine ați precizat, unui angajat? Inspectorii, când merg în control, au obligativitatea ca să ia o declarație, o fișă de identificare a angajatului. În acea fișă de identificare, angajatul are obligația să treacă toate datele pe care inspectorul de muncă le solicită, inclusiv și salariul pe care el îl primește în mână. În contextul în care se văd diferențe față de statele de plată care sunt, atunci poate fi sancționat. Sau, eu știu, alte măsuri pe care inspectorii de muncă le au și n-aș vrea să le divulg. Sigur, efectiv, pentru a verifica, pentru că avem și putem interoga inclusiv și baza de date de la ANAF și putem verifica aceste deci, aspecte. Deci, puteți face niște săpături dacă este să aflați o informație de acest gen. Și au fost cazuri în județul Iași în care au fost sancționați angajatori care au, unde s-a identificat munca subdeclarată sau munca la gri. Deci munca la gri, practic o numim în termen de specialitate muncă subdeclarată. Aș vrea totuși aici să le spunem telespectatorilor care sunt riscurile muncii la gri. Pentru că ce se întâmplă? Iar vorbim de riscuri. Inspectoratul Teritorial de Muncă, de fapt inspectorii care lucrează în cadrul inspectoratului, nu fac altceva decât încearcă să protejeze, din punct de vedere legal, angajații și angajatorii. Și aici, în momentul în care
acei angajați, sunt foarte mulți angajați care, eu știu, nu vor să completeze o fișă. Ei pot fi sancționați cu amendă de până la 10.000 de lei pentru obstrucție. Și plus că această fișă este doar în interesul lor, pentru că iar vorbim de riscuri. Riscul de a nu strece să nu strece toate veniturile în contractul de muncă, vorbim de iar de pensii. Da? Calculul pensiilor, să ne înțelegem că o să ne trezim la un moment dat după, eu știu, o anumită vârstă, când ne apropiem de vârsta de pensie, că pensia este mică. În timpul pensiei nu ne mai dă nimeni bani la plic. Vorbim de șomaj, da? Șomajul se calculează în funcție de veniturile din salarii. Vorbim la cei tineri care trebuie să se gândească, indemnizația pentru creșterea și îngrijirea copilului se calculează în funcție de veniturile realizate. Și atunci, de ce să ne supunem la aceste riscuri? Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui să nu acceptăm bani la plic și să nu acceptăm să muncim la negru, după cum vă spuneam. Într-adevăr, ceea ce spuneți dumneavoastră ar trebui să ia la cunoștință telespectatorii noștri și mai mult decât atât, sunt niște vremuri care urmează, nu foarte prielnice, după cum bine putem observa, încă de pe acum terenul începe așa un pic a se cutremura, dar mai mult decât atât, dumneavoastră ar trebui să le transmiteți telespectatorilor, bine, aparte de o activitate pe care doriți să o întreprindeți sau ați întreprins-o deja cu niște sesiuni de informare care la fel o să vreau să ne povestiți, practic să știm că și angajatorul, da, cât și angajatul au obligații, dar și drepturi. Și cumva, ca să nu se simtă un pic angajatorii foarte apăsat discutând cu dumnealor, să vedem un pic și obligațiile și drepturile angajatului, da? Pentru că ați spus că puteți sancționa și angajatul în momentul în care acesta nu îndeplinește sau cumva nu răspunde anumitor cerințe. Care ar fi acestea? În mare parte, în linii mari. După cum vă spuneam, în primul rând vorbim de o obstrucție a controlului, da? În contextul în care eu ca și angajat sunt de rea credință și nu vreau să dau date către inspectorii de muncă, după cum vă spuneam, ei nu vin decât în avantajul a proteja angajații de anumite, eu știu, abuzuri pe care unii angajatori le fac, până la a identifica efectiv unde lucrurile din punct de vedere legal nu stau bine. Și aici mă refer de reaua credință. Și munca la negru, după cum vă spuneam, ca și importanță în cadrul instituției, ca și obiectiv, principalul obiectiv pe care îl avem ca și instituție, este identificarea muncii la negru sau muncii fără forme legale. Pentru că orice control care îl facem în primul rând de a identifica aceste persoane care lucrează și angajatorii care accept, nu, inclusiv angajatorii care nu încheie contracte de muncă angajaților. Aș vrea să mai discutăm despre o activitate, da, pe care ar trebui întreprinsă la nivelul acesta de piața muncii, respectiv contractul de muncă care trebuie depus la Revisal. Da? În baza acestuia, sau mai degrabă zis, în baza acestei acțiuni, ați întâmpinat vreodată, să zic, nu știu, probleme, cum să ajungeți într-o întreprindere sau la un loc de serviciu și aceștia să nu aibă contractele respective depuse în Revisal, ori care au fost sancțiunile pe care le-ați aplicat? După cum vă spuneam, în momentul în care un contract, angajatorii au obligativitate să transmită în Revisal cu 24 de ore înainte de a începe munca, orice contract de muncă nou. În momentul în care inspectorii de muncă merg în control, ei ca și informare, prima oară au informarea din registrul de evidență a salariaților, din Revisal. În momentul în care persoana respectivă nu este înregistrată în Revisal, sancțiunea este de 20.000 de lei pentru aceste persoane care nu au transmis contractele de muncă în Revisal. Deci, ca și riscul e același ca și... Chiar dacă eu identific acolo contractul de muncă, el este făcut în formă fizică, fizică, despre aceasta discutăm. Poate fi sancționat angajatorul că nu a transmis în termenul legal. Dacă e să facem o retrospectivă anului 2022, care au fost sau domeniul în care ați primit cel mai multe sesizări, da, cu încălcarea drepturilor de muncă sau și de o parte și de alta, angajat? Vreau să vă spun că iar ca și activitate avem aproximativ 80 de sesizări, petiții pe lună.
v-am spus o medie, în funcție de perioada anului. În principal, ca și sesizări, vorbim de neplata drepturilor salariare, neacordarea repausului săptămânal și efectuarea orelor suplimentare peste limita legală admisă. Aș vrea ca să le explicăm telespectatorilor că tot ce înseamnă drepturi privind salariile, Inspectoratul Teritorial de Muncă are ca atribuții doar, sancționarea acelor angajatori care din rea credință nu plătesc drepturile salariale mai vechi de 30 de zile de la data la care ei trebuiau să le primească. Adică știți că angajatul primește salariul luna următoare lunii prestate, da? Încă 30 de zile poate sancționa, poate reclama angajatorul la ITM și angajatorul riscă amendă de 15.000 de lei de persoană identificată căreia nu s-a plătit salariul. Și îi se va lăsa măsură ca să îi se plătească acel drept salarial. Dar în contextul în care angajatorul din rea credință nu plătește acel drept salarial, mai poate fi sancționat cu maxim încă 10.000 de lei pentru neîndeplinirea măsurilor. Ca și atribut mai departe, inspectoratul nu l-are. Având în vedere faptul că este un contract între două părți, vorbim de o persoană juridică și o persoană fizică, acea persoană se poate îndrepta către instanță, este instanța pe dreptul muncii, unde, după câte știu eu, termenele merg mult mai ușor și atunci își poate recupera drepturile în instanță. Am înțeles, deci practic un angajat, dacă nu își primește salariul de la un angajator, dumneavoastră nu puteți decât veni, sesiza într-adevăr petiția pe care acesta a făcut-o, dar mai departe pentru a-și recupera bani în cazul în care, după avertismentele și după sancțiunile dumneavoastră, angajatorul nu îi înapoiază banii sau nu îi oferă banii meritați, angajatul nu poate decât să meargă în instanță. Nu mai ține de Inspectoratul Teritorial de Muncă să se ocupe de această cauză. Ca și atribut, nu putem obliga, angajatorul să-și îndeplinească anumite lucruri decât doar o instanță. Poate, să-i oprească conturile, Domnule inspector șef, aș vrea să discutăm despre acele sesiuni de informare de care trebuie să recunosc când povesteați înainte să intrăm cu telespectatorii noștri. Obiectul și obiectivele acestor sesiuni de informare la care ați muncit și pe care le-ați făcut. La nivel de inspectorat am avut pe compartimentul Securitate, Sănătate, Muncă, n-am vorbit prea mult despre el, aș fi vrut să mai spun câteva fraze, dacă avem timp. Vă rog, sigur, deocamdată ne permite timpul, eu vă anunț. Aș vrea întâi să vă spun puțin despre compartimentul control, Securitate, Sănătate, Muncă, pentru că și aici este un domeniu foarte important. Ca și activitate, vă spun pe scurt, au fost verificați aproximativ 1536 de angajatori și au fost sancțiuni date de peste 570.000 de lei sancțiuni. Iar vorbim de avertismente și vorbim de, au fost sancționați angajatorii când într-adevăr s-a dovedit rea credința lor. Dar vorbim de importanța echipamentului de protecție, pentru că echipamentul de protecție ce face, de fapt? Mă protejează pe mine ca și angajat să nu am un accident de muncă și din accidentul de muncă vorbim de invaliditate. Să-mi pună viața în pericol. Aș vrea doar să vă spun atât, la nivel de inspectorat au fost accidente de muncă cu persoane care au decedat 19 anul ăsta. Deci n-au fost puține. Și gândiți-vă că din punctul ăsta de vedere riscurile iar intrăm în ele. Ce înseamnă riscul nepurtării unui echipament de protecție? Din păcate, că vorbim totuși despre niște acțiuni destul de grave, aceste decese 19, care au fost domeniile în care acestea au avut loc? Sunt domenii vorbim diversificate. Vorbim de accidente de muncă de circulație, de exemplu. De circulație. Da? Astea au fost, ce drept, foarte multe, dar au fost și accidente de muncă în timpul muncii. N-are rost să vorbim de acel accident cu acele patru persoane de la Citadin, în care, ca și instituție, el a fost considerat accident colectiv de muncă, au fost peste 3 victime, de pe acum s-a terminat cercetarea din punctul ăsta de vedere. Și
vedem ce înseamnă și ce importanță are acest echipament și aceste reguli, de fapt, privind securitatea, sănătatea, munca, pentru că ele fac diferența între viață și moarte. Gândiți-vă și dumneavoastră la o înălțime, vorbim în domeniul construcțiilor, pentru că aici riscul este foarte mare de accidente de muncă, să nu porți o centură când lucrezi la înălțime. Sau să nu ai echipamentul adecvat, sau încălțăminte adecvată. V-am spus doar de centură pentru că ea face diferența. O cască face diferența, un papuc face diferența, o salopetă face diferența. Și așa atunci ne gândim după ce s-a întâmplat ce facem. Și de asta tot timpul când am avut ocazia am spus-o. Nu este doar, nu e ok că am semnat o fișă, că am semnat că am primit echipament de protecție și eu știu că am să-l port. Ce trebuie să-l purtăm, și aici vorbim de educație în sine, educația lucrătorilor, pentru că poate angajatorul din punctul ăsta de vedere mi-a pus la dispoziție. Le oferă. Dar eu mă urc pe bloc inconștient și nu dau seama la riscurile care mă supun. Și atunci acel echipament face diferența. Vă spun că au fost cazuri în care o cască a făcut diferența între viață și moarte. Și cine se tras la răspundere în urma unor astfel de incidente? Este clar, cercetarea se face în funcție de eveniment, deci dacă este un eveniment cu un accident de muncă ușor, unde nu sunt mai mult de 3 victime, nu este un accident cu invaliditate sau, ferească Dumnezeu, o persoană care a decedat, cercetarea o face angajatorul. Am înțeles. Și se avizează de către inspectorat. În contextul în care vorbim de o persoană care rămâne invalid, este un accident colectiv de muncă, deci vorbim de peste 3 persoane care au fost accidentate sau un accident de muncă mortal, atunci cercetarea o face inspectoratul. Înțelegem. Domnule inspector șef, pe scurt câteva informații despre sesiunile de informare, pentru că timpul, eu v-am spus că vă anunț, nu ne mai permite, dar aș vrea neapărat să le trecem în agenda, pentru că mi se par foarte importante pentru o educație în ceea ce privește piața muncii. În primul și în primul rând, ca și instituție avem obligativitatea de a informa cetățenii. Și atunci am căutat tot felul de canale să informăm ce înseamnă munca la negru, munca la gri, securitatea, sănătatea, muncă, unde ca și importanță vorbim de chestii sociale. La nivel de inspectorat am avut undeva la 77 de sesiuni de informare cu angajatori în domenii de activitate, începând de la construcții, alimentație publică, vorbim de fabrici, cam în tot ce înseamnă ca și angajatori, da? Dar încercăm și mi-am propus ca anul viitor să le trecem în plan ca să mergem în zona elevilor și a studenților. Ca și în paranteză, avem un concurs pe care îl avem în fiecare an de câțiva ani. Anul trecut a fost foarte reușit, au fost peste 600 de copii din țară care au participat, se cheamă Știu Se Aplic, este organizat de către Inspectoratul Teritorial de Muncă în colaborare cu mai multe entități, Inspectoratul Școlar Județean, Universitatea Gheorghe Sache, unde încercăm să conștientizăm copiii de mici ce înseamnă securitatea, sănătatea, muncă. În ce perioadă se desfășoară acest concurs? Prin primăvară, ca să vă spun, în luna mai, parcă ceva de genul ăsta. Despre acesta o să discutăm data viitoare, s-a anunțat în agenda, am luat la cunoștință, așadar observăm că Inspectoratul Teritorial de Muncă se implică și în sesiuni de informare foarte benefice și foarte importante pentru tot ceea ce înseamnă piața muncii. Vă mulțumesc foarte mult, domnule inspector șef, că ați fost în această seară alături de noi. Vă mulțumesc și eu și sărbători cu bine telespectatorilor dumneavoastră. Doamne ajută! Acestea au fost informațiile pentru această seară. Noi ne revedem și mâine de la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune! Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.